Constantin Schumacher, antrenorul lui CS Mioveni. Schumi, câteva cuvinte după acest meci. Bună ziua! După acest meci, niște copii, e greu să te motivezi când te pregătești pentru un anumit meci și nu puteai să-ți faci jocul tău și nu puteai să faci ceea ce ți-ai dorit. La meciul ăsta pot să remarc doar că au jucat mulți juniori, mulți jucători ai clubului Mioveni. Pentru asta sunt bucuros. Îi felicit pentru unii pentru debut, cum e Bădescu, care nu a apărat până acum și este jucătorul CS Mioveni. Ceilalți jucători tineri pe care trebuie să-i remarc, pentru că sunt ai noștri și trebuie să-i pregătim pentru viitor. Sunt sigur că altă o să fie motivația la meciul de barare, sunt sigur că băieții s-au reconectat puțin și au simțit și ei lucrul ăsta, dar vom fi la meciul de baraje alții. Fără a desconsidera adversarul de astăzi, a fost totuși un antrenament util înaintea dublei de la baraj, nu? Nu, eu mă pregătesem pentru altceva. Eu nu mă pregătesem pentru meci, eu mă pregătesem pentru un meci cu o echipă bună, mă pregătesem pentru un meci în care să îmi pregătesc și jucătorii pentru meciul cu Corvinul Hunedoara, nu cu juniori, dar până la urmă asta a fost strategia lor, este normal, se pregătesc pentru meciul de miercuri în cupă, le doresc succes. Era normal acest lucru, dar na, pentru mine nu a fost un meci ok, pentru că nu puteam să ridic pretenții la un meci cu niște copii. Indiferent dacă pierdeam meciul ăsta, mai ales că nu aveam altceva la meciul ăsta, adică nu aveam nicio motivație la meciul ăsta, dorința mea a fost ca jucătorii mei să țină mai mult de minge, să paseze mai mult, să se pregătească pentru meciul de baraj. Cât de greu a fost pentru să-i motivez cumva pe jucători, pentru că au avut și eu în față pentru echipă de copii, adică presupun că mental s-a pus deja învingători înainte. Foarte greu, foarte greu e să-i motivez. Gândiți-vă că am avut foarte multe ocazii. Era normal să ai atâtea ocazii. Este greu să-i motivezi. Cred că dacă dădeai mai multe goluri în prima repriză, 2-3 goluri, cred că altfel erau și mai relaxați. E normal, e foarte greu să-i motivezi, dar trebuie să ne gândim la meciul de baraj. Tomiță? Vedem. Va face o radiografie și vedem cum va fi. Acum sunt ce pe cineva stării la baraj. Să vedem atunci, luni o să știm, deja în duminică seara se joacă, vom vedea cu ce echipă, nu va fi ușor, pentru că sunt echipe de Liga 1, dar noi ne vom juca șansa până la final și sunt sigur că o să fie două meciuri frumoase. Mi-aș fi dorit ca suporterii pe care îi avem noi, cât sunt ei de puțini sau mulți, mi-aș fi dorit să-i încurajeze pe jucătorii ăștia, pentru că sunt mulți din Mioveni, suntem echipă care am intrat în play-off, da? Și am văzut că deja au început să înjure. Au fost, la un moment dat, 5 jucători dintre care 4 sunt ai Mioveni. Da, asta e situația. Așa se întâmplă în România. Se întâmplă în România, dar jucătorii ăștia au jucat până acum și au intrat în play-off. Sunt echipe cu bugete de 4 ori mai mari ca Mioveni și n-au reușit lucrul ăsta. Și noi cu 24 de jucători cu 3 portari, am reușit să facem lucrul ăsta. Mi-aș fi dorit ca, indiferent de rezultat sau indiferent de situație, suporterii să fie alături de jucătorii mei. Atât mai întreb, sper să nu greșesc eu, dacă trage la sos pentru a stabili ordinea meciului, dacă casa de pasare meciului, v-ați dorit cumva să fie returul la Mioveni, să fie poate o, nu știu, o presiune mai mare sau mai importanță până la urmă? Nu cred că are importanță, dar mi-ar plăcea ca primul mesaj să ajungă în deplasare. Mulțumim mult și baftă multă la baraj.